Salut și bine m-am găsit. Deci pornim înregistrarea, da? Bun. Salut și bine m-am găsit. Pentru început am să vă arăt o partidă pe care eu am căutat-o și este foarte interesantă și plină de învățăminte pentru noi, în care vom vedea un jucător, da, cum să nu, în care vom vedea un jucător cum face o groază de greșeli și până la urmă va fi evident taxat de către adversar prin pierderea partidei. Partida este jucată de către un mare maestru american. Din tinerețea lui e partida respectivă, Ben Feingold, așa se cheamă, pe când avea, când aibă avea în 1986, avea 17 ani. El e de aproape de vârsta mea, mai mic ca mine, cu 6 ani. Și joacă aici la negru, albul joacă E2, E4, C7, C6. Această deschidere intră în categoria deschiderilor în care negru lasă chipurile pe alb să-și facă plugul de zăpadă, dar atacă imediat. Cealaltă, deci încă o dată, dacă joci cu albul și reușești la începutul partidei să-ți plasezi pionii 1 la E4 și 1 la D4, acest plug de zăpadă este foarte folositor pentru alb, de aceea negru de obicei are două grupe mari de a răspunde la E4. Să-l lași pe alb să-și facă plugul de zăpadă și să-l ataci imediat, cum este aici, da? Sau așa. Ce este? Sunt preferatele tale, vreau să nu te îngrași. Glumesc. Așa, asta e apărarea franceză, asta este apărarea aialaltă de dinainte, este apărarea carocană. Al doilea grup mare de deschidere este să nu lași pe alb să-și facă plugul de zăpadă și aici intră, de exemplu, E5, care dacă joci aici plug, ți-l bat imediat. Da? Și mă și dezvolt. Și dacă nu știi unde să duci dama, ți-au și dama după o mutare. Bun, dar revenind înapoi la partidă. Deci, negru joacă aici C6, ia-le de aici, ia-le mine, că fetele astea ți le mănâncă toate. Se cheamă apărarea carocan, numai gata, lasă și lasă. Și încă o dată, de obicei, mutarea normală aici este D2, D4, dar albul preferă să dezvolte, calce 3 și după D5 joacă D3. Deci nu joacă D4, joacă D3. Deci, încă o dată, partida asta v-am ales-o pentru că veți vedea ce înseamnă să nu ții cont de niște lucruri în deschidere și să pii sub atac. Mai precis, albul va rămâne cu regele în centrul tablei, nefăcând rocadă, albul va muta, va avea foarte multe mutări de pioni, nedezvoltându-și piesele și albul va trece în atac cu doar două piese în loc să aibă cel puțin 3. Eu, într-adevăr, nu v-am făcut astfel de lecții, dar le vom face. Deci, negru bate, albul zice, de ce să bat cu pionul când va schimba nebunul ăsta din fața mea? Da, mă, trebuie să iau cu calul să nu pierd dreptul. Deci, pionul e blocat. Deci, bate cu cal. E5, nebun de 2. Și aici, negru se sesizează posibilitatea de a trece efectiv el în atac și joacă F5. Cal C3. Cal F6. H3. Cum considerați mutarea asta? H2, H3. Bună, rea, proastă, normală? E bună. E bună. Deoarece nu poate să mute dar nici la E4, dar nici la G4. Corect. Dar să știi că nu e bun. De ce? Pentru că e o mutare de prevenție care nu necesită în acest moment efectuarea ei. Dacă aveam într-adevăr acest nebun scos la C5, ar mai fi fost o idee să oprești cal G4 și să bat aici. Dar acum nu se impune. Negru joacă nebun C5, albul joacă dama E2, atacând așa cum ne arată săgeata. Pionul. Negru joacă rocadă mică. Bun. Și acum Maria.
Albul este la mutare. Zi, pot să bat acest pion? Da. Nu? E bine? Nu. De ce? Maria răspunde. Pentru că este totuși un pion neapărat. La prima vedere poți să-l iei degeaba. Dar tot timpul trebuie să te uiți și la răspunsul adversarului și de fapt îți dai seama că avem două piese albe foarte importante pe coloana E. Dama și turnul. Deci dacă bat cu dama, bye bye dama. E legat. Da. Nu mai poți să bați pe asta. Pentru că în spate este regele. Deci efectiv ai dat dama pe un tur și un pion. Ne-a apucat să fii tu. Da, poți să iei turnul. Deci, încă o dată, înțelege, Alex, tot ceea ce înseamnă mai puțin material câștigat este greșit. Pentru că, efectiv, ai dat 9 puncte și n-ai luat decât 6. Te-a păcălit cu 3 puncte. Deci, în acest moment, poziția pusă pe calculator și să nu crezi că nu... Ia fi atent aici ce zice calculatorul. Dacă e minus urmat de plus, înseamnă că negru are avantaj decisiv, da? Ia fi atent aici ce zice. E minus urmat de plus? Uite aici, sus. Aici, minus urmat de plus. Toate sunt minusuri urmate de plus. Când arată minus urmat de plus, înseamnă că negru are avantaj decisiv. Dacă ar fi fost plus urmat de minus, ar fi avut albul avantaj decisiv, dar aici nu se pune problema. Deci, încă o dată, nu este bine să bați. Pentru că pierzi material. Dar albul zice, păi stai, dar scot cal. Cal pe 3. Negru își dezvoltă calul, cal de 7. Din nou, în acest moment, eu câte bătăi am pe acest pion cu albul? Două, da? Calul și dama. Și negru n-are decât una. Și la prima vedere zici, păi acum pot să-ți iau. Nu, că este exact aceeași chestie. Calea pe 5, calea pe 5, dama ia pe 5, mersi. Tot ce-o iau. Da, poți să dai puțin mai încolo, că vreau vreau să zic ceva cu nebunul. Nebunul poate să mută și aici. Păi îl mută odată. De obicei când muți, când... Nu, negru, alb. Albul, da. Nu poate că e de ce? Nu, poate, într-adevăr, dar fii atent aici. Vreau să spun o chestie. De obicei să... o piesă să bagi în fundul ei mai multe mutări de dezvoltare nu e bine. Normal, când dezvolți o piesă, cum este cazul acestui nebun, trebuie să îi găsești locul potrivit într-o singură mutare. Deci el deja albul mută nebun de 2 și vrea să facă rocadă mare. De aceea nu mai are rost să-l mai mut odată. Înțelegi? El vrea să are cal nebun care stau și dorm. Deci încă o dată, negru făcu rocadă, nu pot să bat, dar zice, las că scot pe ăsta, negru scoase și el, din nou nu poate să bată și aici albul zice, vai să uite nebunul ăsta, pe unde, Doamne iartă-mă, îl mai scot, că mi-am pus și dama, chipurile, hai să-l scot pe partea asta și joacă G3. Deci, mutare recomandată de calculator, rocadă mare. Atâta timp cât ai regele în centrul tablei, trebuie tot timpul să te gândești că s-ar putea să te prindă adversarul în centrul tablei. Pionul de la G2 la G3 are rol simplu de a juca nebun G2 și a face rocadă mică. Într-un fel de înțeles, dar în acest moment negru trece la bombe. E4. Ce înseamnă a trece la bombe? Deci, când negru își dă seama că albul are încă regele în centrul tablei, vrea să deschidă linii și coloane. Ți-am atacat acest cal? Da. Cal G5. Asta voiam să zic fix acum. Mă bucur. Și aici negru face o mutare care la prima vedere pare foarte greșită. E4 ia pe D3. Dar încă o dată este principial foarte bună, Mihai, pentru că dacă ai regele în centrul tablei,
trebuie să-ți deschizi coloane și diagonale pentru piesele tale. Însă de ce pare această mutare greșită? Pentru că albul are la dispoziție dame 6 șah. Și n-ai decât să apogi aici. Și pe urmă zici, ți-am localitatea, așa. Șah și dam. Deci observați cum aici albul, fără să... Da, vă rog să mă credeți că din nou aș fi jucat rucată. Fără să se gândească, albul consideră că este cazul să treacă la atac cu doar două piese, pentru că piesele lui care atacă sunt dama și acest cal. Și într-adevăr, cel puțin la prima vedere, pare foarte, foarte puternic această mutare, pentru că eu cu negru sunt obligat să-ți dau turnul pe cal. Adică nu pot să vin aici. Nu? Pentru că mi-a dama cu șah. Da? Apropo, să nu cumva să credeți că asta e bun. Șah dublu. Să zice, păi îți dau șah dublu, îți dau mat după damă de 8, turn pe 8, cal pe 7, mat. Mate. De ce nu-i bună? Pentru că la... Nu, la damă de 8 eu bat cu calul. Sau cu turnul. Nu cu turnul, că dacă bat cu turnul, ești mat la pe 7. Încă o dată. Și nu mai ai mat. Deci încă o dată, Elisa, dacă bați cu turnul, ești mat într-o mutare. Dar încă un sfat pentru dumneavoastră. Niciodată nu vă bazați pe greșeala adversarului. Deci, normal, aici eu cu negru trebuie să-l bat acest cal. Pentru că dacă joci asta, încă o dată îți iau dama tot cu șah. Adică n-ai timp nici să-l iei pe ăsta că ești în șah. Deci pierzi o damă degeaba. Vai, ce rușinică. Deci, încă o dată, negru aici zice, păi trebuie să-ți bat calul. Îți bat calul și după dama ia pe F7, albul se gândește, mamă, voi face și rocadă mare, dar nu mai are timp. Cale 5. Ce atacă Mihai acest cal? Dama. Unde se poate duce dama Mihai? Niciun. Ba da, are un câmp. Doar un. Care? Poate să se ducă la B3. Foarte unicul. Deci aici nu poate, aici nu poate, aici nu poate că e calul, aici poate, aici nu poate, aici nu poate, pe ultima linie nu poate, damă B3. Dar acum observați, asta e o mutare un pic de viitor mare maestru, pentru că Ben Feingold în acest moment este mare maestru, atunci nu era la 16 ani, dar se vedea deja talentul lui uriaș, îi joacă nebune 6. Bip! Și acum dama nu mai are nicio scăpare, nu? Da. Adică are două scăpări, ori să bată la B7, ori să bată la E6. În partida a bătut la E6. Dar acum vreau să înțelegeți de ce practic i-a dat un nebun degeaba. Dacă Ben Feingold își dă seama aici foarte bine că... Nu, după, spun după, lasă-mă să și fii atent acolo. Deci, încă o dată, eu cu albul am trei mutări. Dama ia pe E6, dama ia pe B7 și dama 4. Dama 4 iese din discuție pentru că am B5. Nu mai ai. Nu, pe urmă ai unde, dar vei părăsi apărarea pionului C2. Pentru că, de fapt, dama asta trebuie îndepărtată de pe diagonala asta. De 1 a 4. De aceea Ben Feingold dă cu ușurință acest. Dacă bați la B7, da, urmează șah, te-a luat și gaia, nu? Da. Așa te vreau. Și pe urmă nici nu știu ce să joc. Cal de par. Degeaba îmi dai șah, joc aici și cum te oprești de mat, damă C2. Ești mat. A3 nu poți pentru că am damă C2. Am nebunul aici. Deci, în partidă, încă o dată, alba a zis, bă, dacă ți-au... Dar acum urmează. Șah. Deci, încă o dată, observați, riscul de a nu face rocadă. Da? Ești forțat să muți din rege
șah. Și acum în partidă albul s-a săturat și a dat seama. Și a jucat rege G1 și Benfaingul i-a dat moată. Dar problema e se pune, deci cu o dată, albul are trei mutări aici. Să mute rege G1 ca în partidă, să scurteze durerile de cap, dar să poată să bată sau să joace rege E2. Indiferent că bați aici sau joci și rege E2, ce joacă Maria Senioara negru aici și ia dama. De-aia nici n-a jucat albul. A zis, băi, barem să... Cred că știu, mă. Las-o pe ea. O furculiță de cal, Maria. Că doar am făcut furculița, da? Ia uite, cal de pat, așa. Și dam. Deci pierzi dam. La fel se întâmplă și la rege E2. Cal de 4. Știu, Elisa, că tu șah și damă. Deci, efectiv, aici ai trei mutări încă o dată. Să bați, să ieși sau să fugi aici. Și încă o dată albul a ales să cedeze partida. Pentru că după rege C1 urmează damă ia pe D2 cu mai. Și ce am văzut în această partidă? Luați-o, o luăm de la început. Prea multe mutări de pioni din partea albului. H3, mutare de prevenție, dar de pierdere de timp. Nu scos piesele afară, scos dama la început de joc. Mihai, să ții cont tot timpul, în deschidere sunt 3 reguli generale, dar și niște sfaturi. Sfaturile pot fi încălcate, dar e bine să ții cont de ele. Scoaterea damei la joc, în ce categorie intră? În reguli sau în sfaturi? Deci regulile nu ai cum să le încalci. Dacă încalci regulile, o iei pe coajă, cum a luat-o albă aici. Sfaturile însă mai pot fi încălcate. Unul dintre sfaturi este acela. Nu scoate dama înainte de a dezvolta piesele ușoare. Adică piesele ușoare, cai și nebuni. Da? Deci, scosul damei la joc înaintea cailor și a nebunilor este de obicei greșit. Nu. De asemenea, văzurăm în partida asta cum albul n-a reușit să-și facă rocadă. Deci negru își făcu rocadă, albul până la sfârșitul partidei rămasă cu regele în centrul tablei. Dar de ce? Deci după cal pe 3, cal de 7, ia uitați-vă, încă o mutare de pion. Deci, alt sfat, Mihai, vorbesc mai mult cu tine, că îmi place de tine, că ai, la fel ca și Elisa, tu ai obținut rezultate deosebite în concursul de sâmbătă. Alt sfat ne spune așa, nu face multe mutări de pioni în deschidere, 3, maxim 4, dar și acele mutări de pioni să fie mutări de pioni în centrul tablei, pentru că mutând pionii din centrul tablei, barem au și ei un scop, luptă pentru centrul tablei. Când muți H3, lupți pentru centrul tablei? Nu, eu uite unde e centrul tablei. Când muți G3, asta mai pare într-un fel, dar tot nu lupți pentru centrul tablei, încerci să joci nebun G2. Și rămâi în urmă cu dezvoltarea. Bun. De ce? A, da, scuze-mă, du-te. Eu ți-o întrebare stupidă. Dar nu poți să treci. Nu poți să treci? Hai să treci pe aici. Ha, bine. Și acum avem niște mici restanțe, ce? Ei, nu mă pup. Să vedem. Hai să facem niște mici restanțe legate de protecția pieselor. Deci ultima, suntem cu albul. Ultima mutare a negrului a fost nebun G5. Mi-a atacat tu. Cum fac să nu pierd material? Zi junioara, Maria.
Deci un nebun este mai puțin valoros decât un turc. El vrea pur și simplu. Da, de pe sus. Da, de și ce crezi că vine la tine? Da, nu e, da. Nu e, nu e. E făcut cât o maimuță. Da. Haideți înapoi, lăsați-o pe Elisa. Că n-are cum, nu se sperie, ea vrea atenție. Elisa, nu-ți face nimic pe ea în genul ăla și mie milă de el. E, nu, pe ea în genul ăla nu mănâncă decât muște. Muștele mă enervează. Deci de ce să omor un prieten? Nu are cum, că nu coboară la tine, du-te acolo. Hai că mă ții din lecție, Elisa. Ah. Nu. Bun. Haideți, cum pierdem, cum scăpăm să nu pierdem calitatea aici? Protejăm turnul. Oricum e protejat. Doamne, Alex, tu nici acum, la atâta timp, nu înțelegi un lucru. E protejat? Nu e protejat, e apărat. Deci dacă tu, de exemplu, joci H4, aici ăsta îți bate. Că zice, îți dau 3 și îți iau 5. Încă o dată, Alex, uite-te la mine, ce dacă e apărat? Tu uite-te ce dai, ce dai și ce iei. Deci iese din discuție faptul de a da tu nu... Vreau să spun altceva. Zi. Pe cum e protejat? F4. Păi asta e altceva. Asta am vrut să spun eu. Păi dar nu e protejat până nu muți din pion. Da, stai jos. Hai că pe mă cine știe, iarăți vine. Hai, lasă-mă și pe mine, Doamne, iartă-mă. Hai, treci. Cât de... Auzi, am să pun lecția asta pe net și o să vadă toți cât de răzgâită ești. Deci pe 4, foarte bine. Răzgâită? Da. Nu știi ce înseamnă răzgâită la vârsta asta? Adică ești o fetiță care îi se fac toate mofturile. Dar de ce tot ce s-a aprins becul? Auzi, eu vreau de la tine să-mi pui întrebări legate de șah. Orice fel de alte legări, cum ar fi acea aprindere de bec, este o întrebare tehnică care nu are nicio legătură cu șah. Ai un fel de cameră video care se uită la tine cum faci tu prostioare. Puf. Și nu ești atentă la lecțiile mele deja. Ia, hai să te pedepsesc acum. Zi, Elisa, ești cu negru. Ultima mutare a albului a fost nebun F3 D5. Ce vrea să-mi ia? Dama. Dama. Cum salvezi dama? E prea ușor. Nebunul fiind de apărat de către turn. Deci nu poți să-l bați. Nu poți să-l bați cu șah pentru că ai arățemnat să dai dama pe nebun. Deci nu poți să contraataci, nu poți să bați piesa care ți-a tacă, lasă-mă. Eu știu. A treia e să fugi. Poți să fugi aici, 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 n-ai acolo. Niciunde. Acolo. N-ai niciunde. Acolo. Unde? Aici? Eu știu. Dar Alex, stai acolo. Dar e pedepsită și nu vreau să spun. Exact. E prea ușor. A patra e să aperi. Dar chiar dacă îl aperi ăsta, tot îți va bate. Dar oricum n-ai cum să aperi. Și a cincea e protecție. Deci uite-te după un procedeu tactic care protejează dama ta neagră de atacul nebunului alb. Domnul, eu am văzut. Mi-ai spus odată. Știu. Maria Junioara, tu o vezi? Zi. Să mărți sus. Pionul așa, nu? Asta am vrut să spun. Domnul. Foarte bine. Vestien. Deci pion C4 închide această diagonală și da. Evident că ăsta nu poate să sară peste pionul negru ca să ia dama. Dacă vrea, poate să bată. Dar e bine? Nu. Păi nu, că asta ar însemna că ar păi da... Păi nu, vine turnul... A, v-am zis,
Asta nu însemna că ar da un nebun pe un pion. Maria, câți pion face un nebun? Nebun face 3. Deci ar pierde material, da? Mihai. Ultima mutare a negrului a fost nebunul de la H7 la C2. Ce face Mihai acest nebun? Îți atacă dama. Poți să bați? Nu. Că îți voi bate dama. Poți să fugi? Nu. Că oriunde aș fugi, negru mai are un nebun aici. Aici nu poți. Zi, Mihai, lasă-l, Doamne, iată-mă, te găsesc să faci curat în timp ce eu fac lecția. Dur. Zi. Ce te întrebai până acum? Până acum te întrebai ceva. Cum scap dama asta? Deci negru ți-a mutat nebun C2, ți-a atacă dama. Nu poți să bați tu că e apărat de turn, nu poți să fugi că n-ai unde să fugi decât pe aici, da? Nu poți să contratași, n-ai ce șac să dai, ca să o aperi, degeaba o aperi, că ăsta oricum îți bate, îți dă un nebun pe o damă, dar oricum nu ai cum să o aperi. Protecție. Protejează-ți dama. Domnul, zi. Pion B3. Fii atent, Mihai. Când vine Paștele, se cere un miel lui Alex. Că pe el văd că îl cheamă Mihai. Da, e corect, măcar? E corect? Da, numai că e corect. Asta dar nu e frumos, trebuie să-i vezi și pe ceilalți, să-i îi lași și pe ceilalți. Deci în acest moment, cu acest B2, B3, da, ți-ai scăpat dama, da? Așa. Ia să ne uităm. Albu a mutat nebun B4. Zi, Alex. Cum salvezi dama aia? Neagră. Mă, că e atacat. Neagră? Da. Da, neagră. E ușor. C5. Foarte bine. Asta nu trebuie. Zi, Maria. Albu a jucat nebun C1. Eu? Da. Hai să-ți întorc tabla, să vezi mai bine. Deci, nebun C1 e 3, mi-a atacat dama din P6. Cum scap dama? Pion D4. Foarte bine. Foarte bine. Protecție. Da? Foarte bine. Așa. Negru la mutare. Zi Maria Junior. Albu ți-a mutat nebun. Turn C4. Uite-te acolo. Uite-te acolo. Junioară. Turn C4. Cum scap dama? Că n-ai unde să fugi, nu poți să bați, că e apărat de nebun. Da? Ar însemna să pierzi material. Aici nu poți să bați, care două apărări acel pion, iar pierzi material. Cum protejezi dama să, ca acest pion să nu-ți bată dama? Închide contactul dintre turn și damă. De ce l-ai contactul? Vezi cu săgeată roșie? Bagă ceva între turn și damă, Maria. Nebun. Și tu ești datoare la, cu mie la Maria. Tot de Paște. Da, foarte bine, nebun de Paște. Bravo. Și în acest moment, Maria ți-a scăpat dama, pentru că lui nu-i convine să bată. Da? Chiar dacă... Chiar dacă va da... Ce? Da, schimb de dame, dar în acest moment ce are negru în plus aici? Efectiv, are un tur. Nu? Următoarea. Zi. Negru a mutat nebun G4. Vrea să-mi ia dama. Cum scap dama? Bați nebunul,
Felicitări. Felicitări. Am văzut schimbul schimbului. Ce schimb? Negru la albul la mutare. Zi, senioară, negru a jucat nebun pe o, vrea să ți-a dau. E doar... nebun de șase. Felicitări, felicitări. Uite, asta îmi arată mie că deja ai deprins acest mecanism de a nu pierde material prin protecție. E un lucru foarte bun. Și sunt convins în continuare că ai deprins și celelalte mecanisme, da? Adică bastur, bol. Acum hai să, înainte de a vă lăsa să jucați, înainte de a vă lăsa să jucați, haideți să mai fac drept, să nu luați drept pedeapsa asta, dar am constatat, mai ales la Maria, Maria, am constatat... O groază, dacă vrei să fac mai lecție, vrei? Nu? Deci, am constatat că, de exemplu, nu cunoașteți maturile de bază. Mat cu două turnuri. Uitați-vă la mine ce simplu e. Deci, practic, avem o rostogolire de turnuri. Cu un turn îi pun gard electric, el să vede ce mută, și celălalt se rostogolește. Dați cu... da, cu calculatorul, da. Acum pot să fac asta? Nu, că mi-l va lua. Și atunci mă duc cu turnul pe partea elaltă, imediat, pentru că acest rege cu o piesă cu rază scurtă de acțiune se mișcă. Îi bag iar gard electric, dacă se duce sigur, îi bag iar gard electric și vin înapoi. Și-ți dau mată. Da. E așa de greu, mi-au luat doar 7 mutări să dau mat. Acum, cu dama. Mai facem asta cu dama, mai facem asta cu dama. Atenție, eu v-am învățat pe dumneavoastră când am făcut lecția asta că... Eu am văzut un matul. Da, bine că ai văzut doar unul singur. Deci, cea mai sigură metodă este să te apropii cu dama în formă de lui. Cine merge în formă de lui? Cal. Deci nu dai niciun șah. Nu încep să dai șahuri așa și ăsta să rămână în centru tablei. Trebuie să înțelegeți principiul de bază. Matul la regele negru nu se dă decât cu regele negru pe o margine a tablei. Deci el este pe bun Alex. El este pe post de cățel, are dita mai cușcă și tu trebuie să-i faci cușca foarte mică. Mă apropii așa. Mă apropii așa. Mă apropii așa. Uitați-vă și dumneavoastră cât de mică e cușca. E, aici trebuie să fiți, doar aici trebuie să fiți foarte atenți. Deci, în acest moment, el a atins, nu numai că a atins o margine, dar a atins colțul. În momentul când atinge colțul, nu faceți greșeala să vă apropiați iar în formă de L. Aici sau aici. Pentru că indiferent unde te duci în formă de L, aici sau aici, în momentul când el atinge colțul, e pat. Ia uitați. Ops. Deci pat, pat. Remiză, vedeți ce scrie aici? Deci, încă o dată, chit că pierdurăm puțin timp, reluăm, da? Reluăm și să înțelegeți. Deci vin sub, în formă de L, mă duc după el în formă de L, mă duc după el în formă de L și acum vin aici. Adică el lași lui un mic iau. Are două câmpuri. Pac, pac. De ce nu? Și acum vin cu regele, pentru că dama... Nu, că dama nu poate să dea mat singură la rege. Trebuie să fie ajutată de regele propriu să-i dea sărutul morții. Ops! Ops! Mat. 10 mutări. 10 mutări. 10 mutări, da. Dacă te pun pe tine să o faci, cred că o faci în 100. Dar
Dar n-ai cum într-o sută, pentru că în 100 ar începe să... Nu mai ai să opri.